Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o floricică pentru voi, acum de lună plină, în apropiere de eclipsă de lună, eclipsă de lună. Etalarea aceasta vrea să vină cu un mesaj de, eu știu, de susținere, de încurajare pentru cei care sunt curioși ce energii speciale apar la nivel colectiv și personal în perioada lunii pline, eclipsa de lună și eclipsa de soare, care va fi foarte interesant. În semn de foc și apoi în semn de pământ, dacă nu greșesc. Dacă greșesc, reinterpretăm mesajul. Dar, trecând peste asta, asta pentru că a venit semn de foc și semn de pământ. Energia generală în această perioadă este de 9 de foc și asul de bâte. Oh, nu, asul de monede. Asul de monede este o energie protectoare, stabilă. Este ca un scut protector în fața unor situații care ne dezechilibrează, care ne dărâmă. Interesant este că la capătul setului de cărți aveți o figură paternă, tatăl sau împăratul. Aici are numărul 5. 5 ar aduce schimbare. Pentru colectiv, vreau să citesc un pic pentru colectiv. Colectivul va trebui să suporte niște. Ce înseamnă tatăl? Ce înseamnă împăratul? Împăratul, în general, impune controlul, da? Își dorește controlul, își dorește să conducă. Împăratul reprezintă sistemul în care trăim. Interesant e că energia generală este scoate în evidență 9 de bâte, care 9 de foc, în general, în tarot, înseamnă un personaj care trage să existe, să reziste, înconjurat de ziduri, de ziduri protectoare și încearcă să își păstreze energia, deși a fost trecut prin foc și sabie. Interesant, mi-aduc aminte de Senkievici, prin foc și sabie. Însă, dragii mei, 9 de bâte, care pentru mine înseamnă restricții, printre multe altele, aici arată altfel 9 de foc. Restricțiile care se vor impune în această perioadă, cu scopul de a promova un produs, asul de monede este un produs, se va promova în această perioadă. Orice ar fi, orice impunere, da, de aute, interesant, de călătorie, 3 de foc, de călătorie, eventual de autovindecare. În ce sens? Poate nu mă exprim tot timpul ca la carte, pentru că așa se întâmplă când faci o leacă de channeling și interpretezi la mod intuitiv și pe loc niște cărți. 6 de apă reprezintă, ia uite, și asul de apă reprezintă o energie vindecătoare. Însă, interesant este că se blochează ceva. O să clarific ce înseamnă acest produs, asul de monede, care vine în fața colectivului în condiții de restricție, de restricții, de impuneri, de reguli și de condiții, de condiționări, cu alte cuvinte, da? Mare grijă că, interesant, în această carte apare un leu, este egoul cuiva, egoul sistemului sau conducătorilor care încearcă să ne impună niște restricții, în mod special de călătorie și de vin, nu ne impun restricții, ne restricționează comunicarea de la suflet la suflet, emoțională, pe care ne-o dorim toți, da? Dragostea, manifestarea iubirii. Cum restricționează dacă nu prin ceea ce vor impune ei? Și prin produsul pe care vor să-l lanseze în această perioadă, asul de monede. E un produs, e o chestiune practică, nu sunt emoții, sunt produse. Este o sămânță, este ceva, un lăstar al unei sămânțe, mai bine zis, a unei idei. Însă, ce îmi place la această carte, că nu mai este cel care stă în fața sau în spatele gardurilor. Simt un mesaj în plus pentru colectiv. Chiar dacă vor fi restricții, dați-vă timp să vă deschideți sufletul, inima și mintea, al treilea ochi, să anticipați, să simțiți
și să creați chakra a doua a manifestării practice, un nou început. Bine că așa se zice, un nou început. Sună un pic ca pleonasm, dar așa se spune. Să anticipați, mai bine zis, o nouă viață, de fapt, asta vreau să zic. O nouă viață, o nouă viață pentru voi, o nouă viață pentru cei dragi. Asta în condiții în care nu ne putem manifesta așa cum ne-am dorit, în libertatea noastră, în principiile noastre de viață. De ce vorbesc de mare atenție ce produse va lansa, de restricții, pentru că apar încă două mesaje care scoat în evidență o situație în care se produce ceva, asul de monede, se produce ceva, se oferă acest produs, însă se poartă mască. Interesant că și noi purtăm măști. Ideea este că aici masca nu se vede. Masca acoperă ochii, vreau să zic. Ochii, de fapt, ce sunt? Oglinda sufletului. Cine oferă acest produs, sistemul care oferă acest produs, este mesajul meu, cine vrea să-l accepte bine, cine nu, tot bine, mare grijă, pentru că ascunde ceva. Sistemul ascunde ceva în spatele acestui produs. Încercați să vedeți în spatele acestei oferte, să simțiți. Pentru că dacă... Cei care primesc acest produs, această ofertă, eu acum vorbesc pentru cine vrea să înțeleagă, manifestă un dezechilibru la nivelul chakrei inimii. Interesant că și aici este scoasă în evidență. De ce zic dezechilibru? Pentru că în acest mesaj se zice ascultă cu inima și a venit invers. Cineva nu ascultă cu inima. Anumiți oameni nu vor putea asculta cu inima în fața acestui produs atât de frumos, atât de impresionant, creat de sistem, de tatăl, da, de tatăl, de cel care conduce, de conducătorii noștri. Și se vor lăsa păcăliți, se vor lăsa păcăliți. Mare grijă, încercați să vorbiți de la suflet la suflet, să continuați să practicați limbajul inimii, al dragostei, da, 6 de cupe, în alte condiții, chiar dacă, sau în aceleași condiții în care tatăl, sistemul conduce, manifestați dragoste cu cei apropiați, măcar cu ei, și învățați să iubiți. Ia uite ce frumos, să apreciați acest moment și să vă iubiți așa cum sunteți. E o mare transformare prin care trece colectivul, o știți, dar am vrut să vă arăt că aceleași cărți pot fi citite în multe feluri și la nivel colectiv există o mare păcăleală care se pregătește. Și acum, în timp ce am citit, am simțit că acest produs, această ofertă, asul de monede, care apare interesant sub forma unei chestii care protejează casul de monede, în general protejează un scut protector, înseamnă foarte multe, dar printre multe altele și un scut protector, da? Este doar o impresie, este o păcăleală, mare grijă. Dacă nu ascultați cu inima și ascultați cu rațiunea, care poate fi foarte ușor manipulată, foarte ușor, cât ați fi de logici, da? Mare grijă, este și lună plină, interesant. Sunt și niște alte aspecte. Haideți să vedem la nivel colectiv. Ia uite, turnul, interesant. Sistemul acesta se dărâmă. Se pregătește un alt sistem. Ideea este ca voi să vă creați în voi, să anticipați viitorul sistem. În această perioadă de tranzit, de derută, de haos, de distrugere. De o perioadă foarte intensă. Ia uite, boli, că tu vorbim de viruși. Dar vindecarea nu vine prin produs, vindecarea vine prin dragoste, prin creștere spirituală. Aceasta este vindecarea adevărată, nu produsul vândut de sistem. Pentru cine vrea să înțeleagă energia generală a acestei perioade. Da. O dată, de două ori, de trei ori. Vorbesc de colectiv. Dacă vreți să faceți parte, ia uite, 5 de cupe. Lacrimi. Comunicare, regele de cupe, regina de spade. Interesant. Iar trebuie să aștepți, iar minciunele,
Ok, hai că mă... 1, 3, hai să facem așa. Hai să facem așa, ca să fie oarecare, un oarecare ritm, da? Și încă unul. Ia uite, moarte. Oh, ce frumos, hai să mai vedem. Okidoki. La capătul setului de cărți, 5 de spade, discuții, argumente, strategii. Strategii de manifestare a abundenței, însă, mare grijă la aceste strategii. Mama divină, fiți atenți, că mama divină, împărăteasa, va încerca să-i ajute pe cei care își ascultă intuiția, pe cei care își ascultă îngerii. Însă, în paralel, vor exista discuții contradictorii la nivel mental. Cu cei care nu vor să-și deschidă sufletul către mama divină, către energia maternă. Conflicte, ego, jocuri mentale, că de fapt asta înseamnă, jocuri mentale. La nivel colectiv vor exista jocuri mentale. În condițiile în care noi ar trebui să ne concentrăm pe această creștere spirituală și conectare la mama divină. Însă, asta e jongleria situației. În ultima vreme, cam toți am experimentat regrete, situații neplăcute. Sau cel puțin o parte din noi, da? Eu zic că toți, dar în fine. 5 de cupe, 8 de băte și regele de cupe. Toți ne dorim o dragoste adevărată, vedeți? Toți ne dorim o dragoste adevărată. Toți tindem. Bine, toți. Majoritatea, că totuși sunt 8, nu sunt 10, sunt 8. Majoritatea. Ne dorim o dragoste adevărată, ne dorim vindecare, ne dorim echilibru emoțional după ce am plâns, după ce am stat în regrete, poate unii au pierdut și oameni. Din motive de virus sau din alte motive nu contează. Este o mare suferință la nivel colectiv, da? Și colectivul își dorește să tindă către această stare de echilibru emoțional, de dragoste față de sine și față de aproapele. Însă în prezent avem această regină de spade, cineva care impune niște reguli, că regina de spade este foarte autoritară, este dură, este glacială, vorbesc la nivel colectiv, acum nu fac o etalare personală și nici aproape personală. Niște reguli care vor afecta felul în care călătorim, uitați că arată cărțile, dar reguli, regina de spade, restricții, tot așa cum am zis mai devreme, cum apare aici nouă de aer, de bâte. Și se regăsește iar 3 de foc, da? 3 de foc. Reguli și legi și condiții puse ca să călătorim. Eventual, cine nu vrea să împlinească aceste legi, va trebui să aștepte. Să aștepte până se vor ridica aceste legi sau să aștepte până se va schimba situația generală prin care trecem cu toții. Iar vor fi probleme 7 de monede. E o perioadă de așteptare. Cât tot va trebui să așteptăm, rămâne de văzut. 7 săptămâni, 7 luni, iar poate să varieze. Pentru că monedele înseamnă luni. Poate uneori chiar și, bine, nu cred că vor fi ani, poate cel mult 3 ani. Dar, deocamdată, 7 luni în care va trebui să ne concentrăm pe... Ia să dau cărțile, mai aproape sau camera. Va trebui să ne concentrăm în această perioadă de restricții, de călătorie, să ne concentrăm pe grădina noastră și nu doar pe curtea noastră practică, pe apartamentul nostru și pe investițiile personale, dar chiar pe 7 număr saturnian, este Saturn învărsător. Așa. Va trebui să ne concentrăm pe grădina noastră interioară, pe lecțiile noastre personale. Cum putem să avem stabilitate
în situații de control, de restricții, da? Unii poate își vor pierde și munca sau poate deja și-au pierdut munca. În continuare apare iar mincinosul, iar strategia, am văzut și aici jocuri mentale, în condițiile în care ar trebui să ne concentrăm pe ce? Pe creșterea noastră, abundență, nu neapărat creștere financiară, creșterea noastră, creșterea iubirii, manifestarea iubirii divine. Asta ar trebui să manifestăm, nu jocuri mentale. Mare grijă cu cine stați de vorbă și ce veți alege, pentru că avem și 5, avem și 7, toate vorbesc de niște, ia uite, și onesti, și cinstea este esențială, toate vorbesc despre niște informații false. În viitor se va continua această dezinformare, însă impusă de autoritate. Regina de Bâte o văd acum tot așa ca o figură autoritară legată de sistem sau o figură care manifestă ego-ul, ego-ul, varianta sa negativă. De ce zic asta? Pentru că este urmată de moarte. În ce sens moarte? Moartea acestui fel de a conduce regina de Bâte și regina de Spade și între ele strategiile mentale. Aici este legea, aici sunt cei care aplică legea într-un fel sau altul. Amândouă autoritare. Și amândouă dezinformează. Din acest motiv apare moartea. Apare nevoia de a închide acest capitol, de a închide acest stil, da? De a conduce tatăl, împăratul. Aceste restricții. În fine, ce este frumos, această transformare radicală prin care va trebui să trecem cu toții, radicală, pe cei care vor să-și facă transformarea, creșterea spirituală, care vor asculta nu de jocurile mentale ale sistemului și a celor care ne controlează, ci vor asculta energia divină și mama divină, cei care vor manifesta această transformare cu răbdare, în dragoste față de aproapele și față de ei înșiși, vor putea manifesta, ce dragii mei, destinul lor, vindecarea și întâlnirea cu jumătatea lor. Cu... În ce sens jumătatea lor? Jumătatea lor poate să fie varianta lor cea mai bună sau o anumită stare edenică care se poate întâmpla în noi sau împreună cu cineva. Amândouă sunt cărți superbe și îmi plac la maxim că apar după moarte. Acum este o energie care se va resimți sau o situație care se va resimți mult timp după aceste două eclipse. Poate să se resimtă după 7, 8, 9 luni, rămâne de văzut când. Poate chiar și mai mult, am zis că văd și mai mult de atâta. Dar, deocamdată, energia aceasta este foarte intensă și aduce schimbări radicale. Ce ar mai fi de spus? Ela. Să încerci o etalare personală, nu? Nu. O să fac trei variante pentru, eu știu, la alegere. Și atunci voi interpreta personal schimbările care vin în aceste zile, în aceste săptămâni. Aș vrea să clarific cu noile cărți pe care mi le-am luat, am un nou set, da? Dați-l ce superb e. Cu noile cărți care s-au oprit la ce? Cavalerul de cupe. Comunicați la suflet, la suflet, da? Evitați să intrați în jocurile mentale ale societății, vreau să zic, ale sistemului. Clarificăm. Nu. Te clarific pe toate. Ia uite. Valetul de spade. Iar valetul știm că nu este energie prea... Este inteligent, este manipulator, dar valetul de spade nu este o energie profundă. Evident că este aproape opusă mamei divine. Seamănă foarte mult cu jocurile mentale ale sistemului. Care, nu, nu.
amestec cărțile și le clarific pe toate. Energia generală în această perioadă. Energia generală în această perioadă. Energia generală în această perioadă. Lună plină, eclipse, ia uite ce m-a apărut. 9 de spade. 9 de spade. Griji, stres mental. Uite ce frumos, la capătul setului de cărți apare soarele. Vreau să zic 0. Soarele și 4 de monede. 4 de monede de energie stabilă. Eu cred, eu așa simt, că ne putem găsi stabilitatea în această perioadă de restricții, de stagnări, este spânzuratul care stă ca și spânzurat. Ne găsim iluminarea, că de fapt asta este. Iluminarea. Soarele. Am zis de sufletele perechi care se vor regăsi după această transformare, nu sufletele, flăcările gemene. Este superb soarele. Îmi place numărul să de cărți și este ca micuț, îmi place. Ia uitați-l, ce frumos. Deci aici ne găsim noi stabilitatea, nu în produsele și vândute de sistem și în jocurile mentale făcute de sistem. Ia uite roata norocului, care roata norocului este un destin care ne dărâmă, dar ne și ridică. Ne dărâmă. Știți că erau trași pe roată pe vremuri, da? Acum colectivul este într-un fel sau altul supus la niște teste intense de credință. Așa simt eu. De zic de credință pentru că apare și de dragoste și de alegere. Ce alegi? Vindecarea, steaua, destinul sau alegi sistemul? Asta e. Alegeri. Alegeți, dragii mei, credința. Okidoki. Hai să vedem. Ah, ce frumos! A doua oară apare steaua. Este superbă! Ia uitați cum se confirmă. Este superbă în setul ăsta de cărți, steaua. Da, ați plâns și totuși cine a plâns, cine a regretat, v-ați conectat. Eu vorbesc acum și pentru ce, evident, ascultătorii mei au multă credință. Uf, ați încercat să vă găsiți speranța în aceste momente de frică. Ia uite, lună, iar frică. Și în aceste momente de frică și de haos și de confuzie, ați încercat să tindeți înspre, ia uite, cât mai sus, da? Vedeți? Vă dau mai aproape să vedeți. Frumos. Regele de cupe, 2 de cupe. Am zis că vă doriți o dragoste adevărată, vă doriți să vă iubiți pe voi și pe aproapele. Cel puțin cei care ascultă tarotul, canalele acestea frumoase pe care încercăm cu toții să... sau prin care încercăm cei care le avem să vă mai aducem niște vorbe de încurajare în trecut. În prezent, faetonul, super. Iar apare valetul de spade. Și ce sta? Nu, 6-7 de bâte, da, 7 de bâte. Cavalerul de bâte. 2 de bâte. Vai, și magician! Wow! La capătul setului de cărți, dragii mei, ce cărți superbe! Ce apare? Marea preoteasă. Sunt secrete pe care noi nu le înțelegem. Dar decât să stăm să despicăm secretele lor, ale celor care încearcă să ne impună niște lucruri, să ne vândă minciuni, să ne vândă minciuni, vedeți cartea, dați zoom, da? Să ne vândă minciuni. Asta pentru că văd monede și monede și spadele înseamnă comerț pentru mine. Mai bine ați încercat să vă conectați voi la intuiția voastră și în spatele tăcerilor și secretelor și lucrurilor neînțelese, să vă dați timp să vă vindecați, ia uite, ce frumos, să vă vindecați și să înțelegeți că este necesar un nou drum. Dacă primiți, iară vine, 3 de monede, da, este, da. Hai să vedem, să le spun și pe celelalte. Am zis că s-a plâns, mulți oameni au plâns. Poate chiar n-ați pierdut pe nimeni, dar ați plâns pentru că pierderea celor de acum, din prezent, v-au adus aminte de pierderile voastre sau niște lucruri. Ați pierdut faptul că n-ați mai putut să vă întâlniți cu persoana dragă. Sunt multe forme de pierdere, dar în aceste lacrimi și regrete v-ați regăsit, ne-am regăsit speranța, credința. Ce frumos! Am învățat să credem și să sperăm.
Și foarte mulți, pentru cei care faceți această vindecare emoțională, foarte mulți ați început să vă vindecați emoțional de această stare. Și de fricile emoționale, vorbind de lună, interesant că în aceste cărți, de-aia am vrut să le aduc, este eclipsă de lună. Este eclipsă de lună, dragii mei. Se face o ieșire dintr-o dimensiune și se intre într-a... Ce vreau să... Nu, iar mă exprim mai ora, dar mai greșesc și eu. Deci se deschid niște portaluri importante. Eu văd acest cerc, nu e lac, e un cerc, e ca un portal prin care se iese, dar se iese la nivel emoțional și spiritual. Și se iese către, cu speranță, 8 de bâte. Este simbolul săgetătorului pentru mine. Se iese cu speranță către dragoste față de noi, vindecare, echilibru emoțional și manifestarea oamenilor care ne iubesc, parteneriatelor care ne echilibrează și ne susțin. În prezent, ce avem? Faetonul și Regina de Spade. Am zis că există niște legi care vor fi impuse, iar faeton înseamnă călătorie. Interesant. Legi care afectează felul în care călătorim. Dar cu valetul de spade, legile astea nu sunt tocmai corecte. Valetul de spade nu e chiar cea mai grozavă energie în anumite contexte. Și iar interesant că apare 7 de bâte pe 7 de monede. Trebuie să vă luptați pentru ceea ce ați achiziționat deja. Pentru că se vor crea niște conflicte, niște contradicții, niște situații neplăcute. Nu degeaba a apărut moartea, transformare. Și moartea a fost clarificată cu magicianul. Foarte intens. Și la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Deci, în prezent sau în perioada următoare, neapărat prezent, va trebui să ne luptăm, să vă luptați pentru ceea ce ați reușit să creați în grădina voastră, în grădina voastră interioară, personală, familială, da? Iar 7. Trebuie să vă luptați pentru a vă menține echilibru. Nu știu, de ce așa am simțit nevoia să vorbesc de echilibrul acestei cărți? Pentru că ai nevoie de stabilitate când lumea se dărâmă, nu? Deși am zis stabilitate o găsim în noi prin dragoste față de noi și de aproapele, totuși, dragostea asta trebuie manifestată și practic, nu? Trebuie să oferim și sfaturi practice și lucruri practice, trebuie să-i protejăm pe cei pe care iubim. În continuare, cavalerul de bâte... Dragii mei, dacă nu știați, cavalerul de bâte și cavalerul de spade în anumite cărți de tarot reprezintă războinicii. Posibil vor fi situații foarte conflictuale, pentru că cine minte, cine încearcă să evadeze, cine încearcă să creeze jocuri mentale, va trebui să se confrunte cu reacțiile intense ale oamenilor. Și chiar dacă nu e vorba de reacțiile intense ale oamenilor, mai văd un mesaj pentru cine o fi, nu știu și cum se va manifesta. Văd o energie agresivă, războinică, dar care are în spate o strategie. Deci cine vrea să facă război, cine vrea să creeze instabilitate, o face din niște motive nu tocmai cinstite. E un război care stă să se manifeste la un moment dat. Doi de bâte a fost clarificată, regina de bâte a fost clarificată de doi de bâte. Interesant, am zis și că moartea a fost clarificată de magician. Pe de o parte, magicianul este cel care dă impresia, da. Pentru că eu așa simt magicianul, pe de o parte, să facă niște jocuri mentale și să creeze impresia de moarte, de situații absolut periculoase la nivel colectiv, poate să fie doar un joc pentru unii. Și noi va trebui să alegem între joc și o reacție care să ne... O reacție. Pentru că doi de bâte alege. Să ne menținem autonomia și să...
luptăm pentru noi, pentru integritatea noastră. Moartea aceasta este, care se promovează, este doar o impresie, este doar o păcăleală. Pentru că, de fapt, moartea despre care vorbește sistemul, despre moartea de care se sperie foarte mulți, este doar o păcăleală. Nu este o moarte adevărată, este moarte doar în trup și aș vrea să spun mai multe, dar deja am spus o grămadă. Nu uităm că în continuare, după moarte, apare steaua, vindecare, dar, repet, vindecarea asta nu vine pe produse vândute de sistem, sistemul care se dărâmă și care s-a arătat neserios, ci vindecarea vine pe cale divină. Pe cale divină. Interesant, steaua, deci în continuare, după acest magician urmează marele preot. Vine prin credință, vindecarea asta vine prin credință. Iar două cărți care vorbesc despre credință. Frumos, interesant, interesant. Ce alegeți? Îndrăgostiți au fost clarificați de regele de bâte. Ce alegeți? Autoritatea sau divinitatea? Sau energia divină? Sau, eu știu, cum vreți voi să-i spuneți. Zic de alegeri pentru că sunt și doi de bâte și îndrăgostiții. Bine, ăia mai încolo. Nu știu când se vor manifesta. La un moment dat, după niște luni de zile. Poate prin iulie, cine știe când. Însă autoritatea, cei care fac legile, își doresc să aibă victorie. Își doresc să aibă victorie asupra celor pe care iau un control, evident. Da. Hai că am spus destule. Haideți să vedem acum, la nivel personal, cum vor fi afectați unii dintre noi. Te rog să stai cu minte. O să vă rog frumos să vă alegeți. Ia, trei foarte scurt, foarte scurt, foarte scurt. Ia. Aveți trei alegeri, da? Ia. Vedeți? Una, două și trei. Trei alegeri. Eu între timp, până vă uitați voi, până vă alegeți, deci, unu, doi, trei. Cum vă va afecta? Poate n-ați avut răbdare, să ascultați prima parte la nivel colectiv. Cum vă va afecta următoarea perioadă? Deci, 1, 2 și 3. Ok. Numărul 1. Cei care ați ales cercelul cu floricele. Cum vă va afecta următoarea perioadă? Și după? Eclipsele care vin și luna plină care este ea. O dată, de două ori, de trei ori. Șase de spade. Regele de monede. Cavalerul de cupe. Cred că e suficient, nu?
La capătul setului de cărți aveți luna, iar că vorbim de lună plină, de eclipsă de lună. Este o frică de însingurare, frică de probleme financiare, frică de boli, frică. Sunt niște frici la capătul setului de cărți. Dar, fiindcă veni 6 de spade, iar lună plină, încercați și detașați-vă de aceste frici și mergeți către o stare de stabilitate. Găsiți-vă stabilitatea în voi. E un rege de monede, regele de monede, e o persoană care e stabilă, protectoare, varianta sa superioară. Găsiți-vă stabilitatea în voi. Eventual, unii dintre voi vreți să călătoriți către un semn de pământ și să comunicați, să le comunicați de la suflet la suflet. Însă apar restricțiile iar, 9 de monede, de băte, restricții. Pe de o parte, foarte posibil pentru unii, comunicarea să fie restricționată de problemele unuia sau celuilalt, dar eu cred că este restricționată și de situația generală prin care trecem cu toții. Aș vrea să și clarific o dată, de două ori, de trei ori. Ok. Ia uite, ce frumos, mergeți către abundență, către iubire, dragoste față de voi. Iar unul dintre voi își dorește să meargă, nu știu care, voi vă doriți să mergeți către un semn de pământ, către soțul vostru, vă doriți o relație stabilă, o familie. Și vreți să munciți, să comunicați emoțional, să, dacă această comunicare nu a existat până acum sau a fost restricționată, munciți, transformați acest fel de a comunica. Și vreți să vă luptați. 7 de băte. Vreți să vă luptați, să reușiți în această situație de, repet, poate să fie restricții la nivel colectiv, poate să fie niște restricții care țin de viața voastră personală, niște blocaje. Dacă sunteți blocați într-un fel sau altul în această comunicare, vreți să vă luptați. Dacă cumva sunteți marcați de semnul taurului pentru unii sau soțul a fost plecat la drum să facă bani, există această dorință ca acest personaj, soțul care a fost plecat la drum să facă bani, să, eu știu, să manifeste abundență în familie, este dorința să vină în casă, să vină, să se regăsească, să vă regăsiți cu toții în familie, că tot vin sărbătorile. Și dacă vine, Doamne ajută, să poată să vină până în restricții, pentru că după aceea vedem că apar restricțiile, se va transforma totul. Comunicarea de la suflet la suflet va exista, se va transforma totul. Această, eu știu, reușită, e o reușită financiară cu care vine. Vă va ajuta să comunicați mai profund. Și evident, veți avea sentimentul de stabilitate în condițiile în care acest personaj se va lupta să vă protejeze, se va lupta să vă protejeze. Pentru unii posibil să fie și cineva cu semn, marcaj în semn de foc, care se luptă, eu știu din ce motive, cu voi, dar eu așa simt multe monede, dorința de stabilitate, de a vă întoarce în familie, însă nu familie, și de a avea un cuplu, de a vă simți împreună, împăratul, împărăteasa și regele, de a vă simți împreună la casa voastră și de a alchimiza comunicarea dintre voi. Cine va bloca să se lupte eventual pentru recomunicare sau nu contează asta. Energia aceasta este mai puțin importantă. Mie mi se pare că asta este foarte importantă, ca voi să fiți împreună și să se manifeste această stabilitate. Iar o chestiune la distanță, să vă ajute Dumnezeu să vă întâlniți, pentru că așa arată cărțile, că puteți să vă întâlniți până în restricții, până în restricții.
Numărul 2. Hai să vedem. Etalările personale sunt foarte scurte. Sper să vă selectați mesajele. Dacă simțiți că nu rezonați, mai alegeți alt medalion. Eventual, dacă nu rezonați, înseamnă că nu m-am conectat la energia voastră. Numărul 2. Ok. Numărul 2. Ce vor manifesta numărul 2 în această perioadă? 3 de bâte, dar a venit un pic nehotărât. Sunteți nehotărâți dacă să călătoriți sau să nu călătoriți. Sunteți cam nehotărâți în... V-ați cam pierdut speranța într-o problemă. Speranța pentru că 3 de bâte vede în zare, anticipează. Spânzuratul, regina de bâte. Ia vedeți? Și strategul sau mincinosul. Eu sper că sunteți voi aici, plin de pasiune și de încredere. Chiar dacă lucrurile au stagnat, vă păstrați încrederea în voi și sunteți dispuși să luptați pentru a vă păstra această autoritate, creativitate, frumusețe, capacitate de seducție și de creație, să vă luptați pentru voi. Sunteți în stare, deși ați trecut prin multe. Și unii dintre voi sunteți dispuși să... Gândiți bine, să creați niște strategii cum să vă atingeți țelurile. Însă, hai să vedem ce mai simt. Asta e un mesaj. Unii din potrivă, ați stagnat, v-ați sacrificat într-o relație cu un semn de foc, semn, nu neapărat soare, poate să fie și Marte și cineva care a manifestat autoritate, prea mult patos, prea multă pasiune, și mai puțină comunicare spirituală, emoțională. Ați cam stagnat, însă voi v-ați sacrificat. Ați înțeles de ce v-ați sacrificat, ați primit iluminarea. Și vreți să fugiți. Nu să fugiți, în ce sens? Vreți să... Da! Vreți să vă luptați cu acest personaj care simțiți că v-a sacrificat pentru satisfacțiile sale. Vreți să luptați pentru voi, să luptați pentru libertatea voastră și dacă este nevoie să fugiți într-o altă direcție, da, de ce să nu faceți? Pentru că v-ați sacrificat. Sunt două mesaje, cel puțin, da. Vă doriți o dragoste adevărată, nu cineva care vă controlează. Am văzut pe și berbec în special. Clarificăm cărțile pentru numărul 2. Numărul 2. Clarificăm. Ia uite, am zis că v-ați epuizat, v-ați consumat foarte mult 10 în această relație, posibil cu semn de foc. O relație dezechilibrată. Nu neapărat că s-au dat banii pe alte personaje, posibil să fi fost și triunghiuri amoroase, dar nu obligatoriu. Posibil acest personaj să dea mai puțin în casă și să cheltuie pe nevoi personale, pe hăinuțe, pe chestii. Există mai ales anumite poziții planetare, încerc să-mi aleg cuvintele să nu jignesc, anumite poziții planetare creează această dorință de a cheltui, că vorbim de cheltuieli aici, pe chestiuni care țin de ego, de, eu știu, de frumusețe, de... Și mai puțin pe construcția relației. Am zis că vreți să vă luptați să vă căpătați independența. E drăguț că a fost confirmată. Nouă de monede e independent, de independentă, da? Frumoasă, cu reușite. Vreți să vă luptați pentru independența voastră. Vreți să renunțați la această relație sau job, evident, care v-a consumat foarte mult. Și să fugiți cât mai repede, să plecați cât mai repede. Găsiți o strategie cum să plecați. Poate vine cineva să vă ia. Ia uite, semnul leului pentru unii, fecioarei, un cuplu puternic, dar în care a fost multă suferință. Vreți să vă plănuiți fericirea voastră? Hai să vedem. Ok, numărul 3.
Hai să vedem ce experimentează numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. 8 de cupe, drăguț, frumos, eclipsă de lună. Lună plină, eliberați-vă. În primul rând, vreți să mergeți către autocunoaștere, către fericirea voastră personală, pentru că sunteți conștienți că fericirea voastră, 9 de cupe, va aduce și abundență și familia stabilă pe care o visați. Sunteți dispuși să luptați și să creați, pentru că 5 de cupe este creativ, stabilitate, o casă frumoasă, armonioasă, o relație pasională și abundentă. Dacă unii dintre voi aveți conflicte în casă, încercați să vă detașați emoțional, să mergeți către nouă creștere emoțională, spirituală. Hai să și clarificăm. Acum să zic ce simt. Unii dintre voi sunteți între două case. 10 de monede înseamnă casă, familie, tradiții, cultură. 4 de bâte înseamnă casa, sau să zic, siguranța, stabilitatea pe care o aveți cu sufletul geamă. Și aici sunt niște conflicte. Între tradițiile în care ați fost crescuți și nevoia de a vă întâlni perechea perfectă. Ori ei vor să lupte pentru voi, ori voi vreți să luptați pentru ei și să lăsați în urmă tradițiile, cultura, ca să manifestați această flacără geamănă. Ce este frumos la această carte este că personajele nu mai sunt înăuntru în casă, sunt în curte, simt aerul libertății, se bucură. Aici sunt înăuntru, sunt în curte, sunt în tradiții, sunt în reguli. Clarificăm cărțile pentru numărul 3. Și v-ați ales Fenixul, am zis transformare. De fiecare dată când alegeți Fenixul, e transformare, transformare emoțională. Ca să manifestați, repet, abundență. Și flacăra voastră geamănă. Până atunci n-aveți stare. Eventual lăsați în urmă conflictele. Nu doar tradițiile, puteți să lăsați în urmă și conflictele cu cei, eu știu, care v-ați tot zbătut și care nu v-au umplut sufletul cu nimic. Ok, clarificăm. Turnul, a zis că lăsați ruptură, separare, trăsnet. Eclipsa asta aduce separări maxime, intense. Nebunul, vreți o nouă familie sau o nouă direcție, să ieșiți din tradiții, să ieșiți din cultură, să ieșiți din această familie sau relație de lungă durată, vreți ceva nou. Pentru că, da. Și trebuie să vă gândiți ce alegeți. Tradițiile, iar, sau flacăra geamănă, sau oamenii care vă bucură, sau prieteniile care vă fac veseli și spumoși. Trebuie să alegeți. Da? Moment de decizii. Pentru că, iar, tradițiile, cum am zis mai devreme, v-au adus conflicte. Nu zi musa e semnul taului sau semn de pământ. Nu asta. Vreți să luați de la zero. Pentru că ceva se dărâmă. O construcție. Și aici sunt construcții. Aici e construcția asta se dărâmă. Construcția asta se dărâmă. Eventual, unii dintre voi s-ar putea să și anticipați. Posibil pentru unii, dacă aveți planete în Scorpion sau planete puternice, ați și anticipat această distrugere, această separare și ați început mai de mult să vă detașați emoțional. Să mergeți în călătoria voastră, în creșterea voastră emoțională și spirituală. Să mergeți către destinul vostru, da? Vedeți? Să mergeți către destinul vostru. Fericirea este aici, nu aici. Nu pe pământ, este în voi, în ceruri,
Și în momentul în care voi faceți pace cu voi și vă reconstruiți pe voi, după alte principii noi, spiritual, atunci aveți credință că puteți manifesta legături spirituale, nu conflicte. Dar trebuie să alegeți deocamdată. Vă ascultați intuiția. Clarificăm totuși doi de spade. Posibil unii dintre voi veți bloca pe cineva de acasă. Ia uite. 4 de monede. Blocați pe cineva foarte încăpățânat, foarte închis, cu sufletul închis, cu sufletul mai mult la bani. Blocați-i și manifestați această fericire, această nouă relație cu voi și cu flacăra voastră geamănă, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu. Dar, repet, trebuie să ieșiți dintr-o construcție, din niște tradiții, dintr-un sistem de gândire și de credințe. E turnul. Iar trebuie să alegeți între tipare, 4 de monede, și bucurie și creativitate și fericire și expansiune. Da, e 4, vorbesc de expansiune. Asta pentru că văd voie bună și voia bună înseamnă expansiune mentală. Așa simt. În fine, cam atât deocamdată. Foarte scurt a fost etalarea. Cea colectivă a fost un pic mai lungă. Sper să o ascultați cândva și să primiți niște sfaturi interesante. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Vă pupic. Pa, pa!